Un om după inima lui însuși, vei da votul tău pentru el? Poporul merită conducătorul pe care îl are, a zis un om înțelept. Noi, ca națiune, am meritat conducerea pe care am avut-o în ultimii 8 ani, căci o astfel de conducere am ales. Dacă a fost o conducere bună sau rea, rămâne să judecăm după rezultatele pe care le avem în prezent. În istoria poporului Israel este bine cunoscut cazul când poporul a cerut și a ales conducerea sa, un împărat. Dumnezeu le-a dat ce a dorit, un bărbat tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. El îi întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. La vederea acestui împărat, tot poporul a strigat, trăiască împăratul! Împăratul Saul! El va fi peste ei ca să îi judece, va merge în fruntea lor, îi va cărmui în războaiele lor, ca să fie și ei ca toate neamurile. Dumnezeu le-a dat în consecință ce au meritat. Iată aprecierea pe care o face Dumnezeu cu privire la această acțiune a poporului. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 7. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului și tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Înțelegem că preferințele noastre, simpatiile pentru cineva, nu întotdeauna este alegerea corectă. Mai important este ceea ce zace în inimă. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Poporul a ales un împărat după inima lui însuși. Un om după inima lui însuși caută numai interesele sale. O singură victorie a lui Saul asupra vrăjmașilor care au împresurat Iabesul a întărit poziția lui ca împărat. După aceea, toate acțiunile lui Saul sunt îndreptate ca să-și ridice imaginea sa. Saul își atribuie sie biruințele fiului său, își ridică monumente de slavă în numele său. În capitolul 13 citim următoarele. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel. 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Gibea, lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Gibea și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara, zicând să audă evreii lucrul acesta. Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. În capitolul 14, în tot timpul vieții lui Saul a fost un război înverșunat împotriva filistenilor și de îndată ce Saul zărea vreun om tare și voinic, îl lua cu el. În capitolul 15 urmărim, s-a sculat Samuel dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și i-au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Cel care caută interesele sale promite și nu face. Capitolul 18, Saul a zis lui David, iată, îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mai mare, Merab. Numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. În căutarea intereselor sale, Saul a mers la compromis cu păcatul și a arătat o ascultare parțială față de poruncile Domnului. El a călcat porunca clară a lui Dumnezeu de a nimici cu desăvârșire pe amaleciți, care au fost întotdeauna dușmanii de moartea lui Israel și despre care Dumnezeu a zis că le va șterge pomenirea de sub ceruri. Capitolul 15, Saul a bătut pe Amalec, a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, și boii cei mai buni, vitele grase, miei grași, tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce este prost și nebăgat în seamă. Chiar după acest mare păcat, care a determinat definitiv soarta împărăției lui Saul, el totuși rămâne interesat mai mult de imaginea sa în fața poporului decât de consecințele păcatului său. Citim în versetul 30, Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău.
ce vedem asemănător în conducerea țării noastre? Vom da noi votul pentru cel care caută numai interesele personale? Un om după inima lui însuși înlătură orice opoziție. De îndată ce apare în arenă cineva căruia îi se atribuie mai multă cinste și slavă pe bună dreptate, omul după inima lui însuși întreprinde acțiuni de a înlătura orice opoziție. Capitolul 18. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanilor și alăutilor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000? Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Versetul 25 și versetul 29, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. În capitolele următoare numărăm cel puțin 13 tentative ale lui Saul de a omorî pe David din pricina invidiei și mâniei sale. Un om după inima lui însuși nu cruță viețile oamenilor în scopul intereselor sale. Pentru a-și menține poziția sa de împărat, slava și imaginea, Saul este gata să calce pe capetele oamenilor, chiar și a celor dragi. El nu cruță dragostea fiicei sale, Mical. Saul este cât pe ce să-și pironească fiul său, Ionatan, cu sulița. Versetul 20 citim: Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul i-a plăcut. El își zicea: eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară: astăzi îmi vei fi ginere. În capitolul 20, atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și i-a zis: fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea maicii tale. Și Saul și-a îndreptat sulița. În alte traduceri, a aruncat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. Saul a îndrăznit să ridice mâna chiar și asupra preoților Domnului. Căutând interesul său, Saul nu a nimicit cu desăvârșire cetatea maleciților, călcând astfel porunca al Domnului. Pe când acum el aduce în jertfă mâniei sale oarbe toată cetatea preoțească Nob, de la cel mai mic până la cel mai mare. Capitolul 22. Împăratul a zis: trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: întorceți-vă și omorâți pe preoții Domnului. Căci s-au învoit cu David și au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. Atunci împăratul a zis lui Doeg: întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg, edomitul, s-a întors și a lovit pe preoți. Au omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Saul a mai trecut prin ascuțișul sabiei cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul sabiei. Să ne ferească Dumnezeu de un conducător după inima lui însuși. Căci inima omului este înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cum este inima ta? Numai Dumnezeu îți poate da o inimă nouă, una vie, de carne, la nașterea din nou. Strigă către Domnul și cere o inimă nouă care va aduce și o viață nouă în Hristos.